Apa
sabe. Pode ver o livro em TV, se só se servir, pode ser pra entrar. Profesor Liliana Iordechioaie. Se pregătește grupul îndrumat de doamna profesor Maria Apostol, apoi grupul îndrumat de doamna Pamfil. Oh,
intră Căprița de la Liceul Miron Costin, îndrumător profesor Apostol Maria. Se pregătește grupul de la grădinița program normal numărul 1, îndrumat de doamna Pamfil Elena.
Mă numesc Moțoc Marius și sunt de la școala numărul 17 din Botoșani. Colo în sus pe un deal frumos, unde-i cerul luminos. Astăzi cerul s-a deschis, pe Hristos ni l-a trimis. Leagă-n verde, legă-nel, tot din lemn de pătinel. Leagă-n verde, legă-nel, tot din lemn de pătinel. Raza blândă a soarelui scaldă fața Domnului. Vântul dulce tragă-nă, pe Hristos ni leagă-nă. Leagă-n verde, legă-nel, tot din lemn de pătinel. Leagă-n verde, legă-nel, tot din lemn de pătinel. Cântă îngerii în cor să vestească tuturor. Astăzi cerul s-a deschis, pe Hristos ni l-a trimis. Leagă-n verde, legă-nel, tot din lemn de pătinel. Leagă-n verde, legă-nel, tot din lemn de pătinel. Mulțumim doamnelor de la Botoșani încă o dată. De la grădinița cu program normal numărul 6, grupul folcloric îndrumat de doamna Sofronia Boica, să pregătesc clasele pregătitoare cu recitator și colindător. Intrăm la învățământul primar. Terminăm cu grădinițele, cu grupa mică.
grupul Song de la școala Conțești, îndrumat de doamna Costan Dorina. Plugușorul de la școala Iordache Cantacuzino, îndrumător profesor Daniela Condurache. Copiii către Moș Crăciun, de Elena Farago. Noi am fost cu minți tot anul și miloși am fost mereu. Și în fiecare seară ne-am rugat lui Dumnezeu. Ne-am rugat de sănătate pentru noi, pentru părinți, pentru pacea țării noastre. Înălțat am rugi fierbinți pentru mamele sărace, pentru copilașii voi, pentru toată sărăcimea care plânge în nevoi. Ne-am rugat seară de seară pentru copilașii cei care n-au pe nimeni în lume să se bucure de ei. Că ne doare, Moș Crăciune, inima de câte ori ne întind în cale mâna copilașii cercetori. Că ne doare orice jale și am vrea să avem puteri să gonim din lumea asta orice plâns, orice dureri. Și mai mult, mai mult din toate, n-am mai vrea să fie, știi? Nici copii orfani pe lume, nici părinți fără copii. Oaspeți cu azur în cele și zăpadă pe
până-n inim tremură. Bacile pădară grija, astăzi lupiții n-ajung. Porumbei nu visează, vânt de uliu căpcăun. Și zăvozii și dulăi să mai lănuie sete. Voi rumega cu botul ieslea de la Betleem. Fămite numai ureche ca să auzi bătrân pământ. Sus în leagăn prinse stele, gân curăște pruncul sfânt. Scrisoare lui Moș Crăciun, de Elena Faragu. Dragă Moș Crăciune, eu nu pot să-ți scriu, că sunt încă mică și carte nu știu. Dar îți scrie acum sora mea Florica, noi în anul ăsta nu-ți cerem nimica. Și de poate-n traistă n-ai dar destule, din ce avem noi uite, ia-ți-le și du-le. De le dă prin case, de părinți sărmani sau pe acolo unde sunt copii orfani. Și de poți pe urmă, tare te rugăm, să ne spui și nouă unde să-i cătăm, ca să le mai ducem până vii tu iar, în tot anul ăsta, câte un mic dar. Urmează Plugușor.
ușorul îndrumat de doamna profesor Condurachi Daniela de la școala Iordache Cantacuzino, clasa pregătitoare 1. Urmează grupul buburuzelor la clasa pregătitoare 4, Iordache Cantacuzino, îndrumat de doamna profesor Balcuc Evelina, cu două colințe. Și Bădăluță Mara. Nu ne arătați voi. Unde e?
Unde este mama? Dar am să vin și stop.
Grupul îndrumat de doamna profesor Isticea Gianina, Capra de la Sodomen, se pregătește Bădăluță Mara și dansurile de la Miron Costin. Și ce ai de cumpărat, măjitare? O capriță aș cumpăra, nu mai vinzi chiar dumneata ta? Asta e caprița mea! Și cât ce ai pe ea? Cum îmi da 5.000 de lei capra de la mine, o iei? O, doamne, că e prea mult, eu iau cu 4.100, că e cu spinarea aptă și cu coada snută. Adă bani, mai supâne și ia-ți capra de la mine! Ții, capriță, ce gândești? După mine, de ce nu mergi? Stai, mă, joabră, că oară, ce ai făcut la căprină? Nu-i nimic, domn Bulibar, doar o cârnă, o cap i-a tras, doar chemam pe doctorat. Ce i s-a întâmplat? Ia ca prostul de jidam cu cârja în cap, te-a dat și pe deasupra la ieșirul. Nu-i nimic, o caprița să nu... Nu te teme, că n-am venit să o mor. Dacă nu sunteți de acord, îi facem doar o penicilină cu lapte de câine. Că mă lapte de câine. Și grupul folcloric Mugurașii. Otilia Cazimir, tot mai rar și mai alene, umbra fulgilor ușoare, joacă roiuri pe troieni, sub lumii de felinar. Cine o știe, cine o prinde, rătăcitele colinde, cată drumul în dărăt, să se adune zgribulite, prin căsuțele pitite, sub căciulă de omăt. Peste ochii de mărgică, fată mică, tot mai lenes, tot mai des, genele ți-l sețes, pui de vise prin izbor, împăie jenișul lor. Lasă gândul să se joace, somnul vine și se duce, dă mânuța dreaptă încoace, să-ți porți să facă cruce. Iar când focul-i potolit, lasă-ți gândul aiurit, să se plece, să se închine și să îngâne după mine. Maică domnului Mecuță, te coboară din icană, cum te coboră din strană, în privastă rază, mă, bine
micuță. Auzi, ușmin prin casă, aripioare de mătasă, înger alb cu zbor ușor, a trecut pe lângă stor, focul tremură în oglindă și de cine știe unde, până la patul tău pătrunde, sună dulce de colindă. Nani, nani, dormi ușor, înger alb cu zbor ușor. A venit lângă tine să talinte, nani, nani, dormi cu minte. Urmează dans modern, clopoței de argint, îndrumător profesor Ioniță, de la Liceul Teoretic Miron Costin. Dragă, nu mai știu.
transcenea grupul folcloric de la Liceul Teoretic Miron Costin, îndrumător profesor Apostol Adriana și fetița Roșca Ioana. Se pregătește grupul de la Iodache Cantacuzino, grupul fluturașii. Bună ziua, bine v-am găsit! Mă numesc Ionica Roșca de la Liceul Teoretic Miron Costin, clasa a treia. Am venit pe această scenă să vă recit o poezie frumoasă de iarnă, Iubirea imposibilă. Mi-a bătut astăzi la ușă o frumoasă domnișoară, îmbrăcată în haină albă și barcum de scorțișoară. N-am poftit-o înăuntru, știu că nu-s politicos, dar nu-mi reproșez nimica. M-am purtat cu ea frumos. I-am spus, stai, te rog, așteaptă, nu intra la mine în casă. N-am să pot trăi cu tine, chiar de ești așa frumoasă, cu privirile de gheață și cu ochi ca de cristale, cum să-mi doresc? Hai, spune să-mi ieși mereu în cale, când în loc de șapta dulce, răsuflarea simt tăioasă. Crezi că-mi arde de iubire? Nu, mai vreau o haină groasă. Când în brațe ne-am cuprinde cum fac cei ce se iubesc, ne-aș sufla mâini în palmi să încerc să le călzesc. La sărutul tău cel rece, când gândesc, simt un frison și-aș începe să fac iarăși vechea haine din urson. N-ar avea mare putere nici chiar focul din cămin să rezist iubirii tale. Aș bea în loc de apă vin, să găsesc apa înghețată când mă scol de dimineață. Nu, nu pot, mi-e peste mână să trăiesc așa o viață. Cred că ai înțeles motivul și de ce nu te primesc, dar prefer să stau în casă de la geam să te privesc. Să te văd cum treci pe stradă, cum pășești pe trătoare, cu mantaua ta cea albă, cum te pierzi departe în zare. Mi-am dat spatele mândra, eu stăteam în galantreu. Știi cine a fost la tine? Iarna e numele meu. Și acum, dacă toți suntem și europeni, am să vă recit o scurtă poezioară în limba franceză. Mon hiver, iarna mea. Mon hiver e parfumé de sambre, de fiu de cheminée, dansare de lavande, purtume, anarume. Mon hiver e bou, de blanc et de glace, de chivre sur les arbres de palais transparent. Mon hiver charlatan, grâce dans les bras, grâce sur mes pas, soufflé dans les ruelles. Fais comme mon air à la vitre, mon hiver est beau, à nouveau et ma vie, amère et croquevillée. D'autour, vers
cine stă acolo? Fii atent, fii atent. De la școala Iordache Cantacuzino, Lupu Andra, clasa a doua centru, următor profesor Mirela Novac. Se pregătește grupul fluturașii de la școala Iordache Cantacuzino, profesor Burgoanu Claudia. Scule, scule, puieri mari măi, nu oraș cu flori. Sculați voi români, plugari măi, nu oraș cu flori. Casa să vă măturați măi, nu oraș cu flori. Și masa să vă încărcați măi, nu oraș cu flori. Că vă duc pe Dumnezeu măi, nu oraș cu flori. Să vă mântuie de rău măi, nu oraș cu flori. Dumnezeu adevărat măi, nu oraș cu flori. Cu lumină luminat măi, nu oraș cu flori. Noi vă zicem să trăiți măi, nu oraș cu flori. Într-un mulți ani fericiți măi, nu oraș cu flori. Vă mulțumesc și vă urez un an nou fericit. Cășuneanu Alexia de la școala Iordache Cantacuzino, îndrumător doamna profesor Mirela Novac.
intră în scenă grupul fluturașii de la clasa 1, școala Iordache Cantacuzino, îndrumător profesor Burgoanu Claudia.